Mama versus tata. Lasă un like timp de 10 secunde sub acest video și vei lua o notă de 10 și nu uita de clopoțel pentru a primi notificare că am postat un video nou. Mama versus tata. Mama. Mama, se poate să ies la plimbare? Unde? Dar cu cine? La cât? Până la cât? Departe? În apropiere? Cu fete? Cu băieți? Cu iubita? Presimt că degrabă voi avea nepoți. La muzeu? La teatru? La cinema? Da sau nu? Nu, desigur. Dar de ce? E carantină. Și de ce atunci mi-ai dat atâtea întrebări? Tata. Tata, îți poate să ies la plimbare? Da. Sigur? Acum e carantină. Atunci eu plec. Bine, dar stai. Poate vrea să-mi interzică să ies? Nu trebuia să-i spun de carantină. Nu uita să îmbraci fiesul. Bine. Care fies? Afară-i plus 20. Mama. Fiule, dar tu temă pentru o casă ai făcut? Nu. Atunci nu înțeleg de ce tu stai în pat. Vrei să primești doi la toate obiectele? Nu vrea. Atunci te-ai ridicat și ai început să faci temă pentru o casă. Eu o să te verific. Tata. Deci, fiule, temă pentru o casă ai făcut? Nu. Atunci eu nu înțeleg de ce tu stai înculcat în pat. Vrei să primești și eu de la maică ta? Da. Ce-ai spus tu acolo? Nu vrea. Atunci hai, copiază din internet, de la prieteni, minte-o pe maica ta, spune că ai făcut totul, bine? Bine, peste o oră totul va fi gata. Mai repede fă totul. Mama. Mama, cum ție frizura mea nouă? Doamne, fiule, această frizură îți stă atât de bine. Toate fetele sunt ale tale. Ajunge, mama. Mulțumesc mult. Tata. O, tata, cum ți-e frizura mea nouă? Fu, iule, râți cu un bou! Doamne, ce cu lungimea asta de păr! Fu, mi-e se scârbă să mă uit la tine! Nici o fată nu se uite la tine! Doamne, de unde? Mulțumesc, tata. Mama! Mama, astăzi mi-a spus profa că la ora 5 va fi online adunare de părinți. Stai, la ce oră? La ora 5 va fi. Desigur va fi. Aha, bine. A venit timpul să plec de acasă pe viață, domne merit. Tata. O, tata. Astăzi profa mi-a spus că va fi adunare de părinți online și trebuie cineva să fie. Ce? Adunare de părinți? Poate maica ta? Ea nu poate. Bunicul? Tot. Bunica? Nu. Tante Olga, nene Ion. Fratele meu mare, fratele meu mic, sora, virișorul, virișoara, prietenii tăi. Deci tata, spune da sau nu? Pe scurt, fiule, spune profi că toți sunt ocupați și astăzi nimeni nu va fi. Mersi, tata, ai salvat o viață în casa asta. Mama versus tata. Pentru partea a treia, haide să adunăm 10.000 de like-uri. Miau.